Poliță de asigurare medicală. Dar cum ce are? Mă, ta erai angajată până a plecat peste hotare? La stat sau la privat? N-am fost, eu eram, n-avem de lucru. Șomieră? Șomier eram. Și ai plecat la lucru când te-ai întors? Datorii și casa? M-am plecat în Rusia și când m-am trezit cu 11.500 datorii. Și pentru asta casa a pus sechestru? În sechestru. Statul vrea să o iei? Clar că, așa și este. Dar n-ai vreo scrisoare acolo, nu scrie unde trebuie să te adresezi? Vine și scrisoare, nu, n-am nimic. Nu scrie adresa acolo unde trebuie să te duci. Păi întreabă sau la minister sau peste drum, ca la agenție de asistență socială, dar îmi pare că unde? Mai la deal pe Doceaeva, Casa Națională de Asigurări Sociale. De la Neni, nu contează. La Neni vă primați în pașă? Ei, nu, veniți să răzbirească la Chișinău. Eu sigur am venit să mă lămuresc. Să-mi dai o lămurire oricare. Întrebați întâi la minister și eu spun, s-ar putea mai la deal acolo pe strada Gheorghe Tudor, Casa Națională de Asigurări Sociale. Aici o să-ți spun unde să te duci, dar eu cred că acolo trebuie, pe stradă mai la deal. Vreau să întrebați-mă în concret să vă duceți ca să fie folos, dar așa nu... Sau stați cu noi și protestăm o leacă, ca să părem mai mulți. Că s-ar putea să iasă amuș cineva de la minister. Nu, dumneavoastră protestați, că tot de una să iasă pe voi. Și tu, persoană, și-au zis să mai aștept o leacă, eu amușa să vină. Că amușa să vină să vorbească. Dar eu am zis că nu, eu trebuie să le bat toba la tăți când vin la lucru. Și eu vă spun că dacă totuși nimerim la dânsii, intrați, dar eu vă spun ceva... O spuneți problema asta, da? La dumneavoastră ceva nu e corect. Ei stau acolo, este un consilier de la doamna ministre și au zis că vrem să ne ședăm la o masă, discutăm cu dânsul. Nici o problemă. Ia, vedeți, eu v-am spus. De atât, nu dați mai... Am un evra. Dar ei și nu ies în stradă. Da, nu, dacă îți faci un leac de zgomot, o să iasă ei sneroage. E vrea să vorbesc cu ministra. Și am venit degeaba la protest. Mă, să-l spun, vreau cu ministra. Nu, eu vreau cu ministra, dar dacă Maia Sandru, asta vă șas și... Maia Sandru e la guvern, mai ales că azi e plecată, nu știu. Că da, în Lituania, eu dar nu știu. Da, eu unde obște n-am și vorbit cu consilierul. Ne întrebește ministra. Eu am fost consilier, dar m-am grăit. Eu două săptămâni am fost cu consilierul ăsta am vorbit. Nu, am mai fost aici. Păi nu mă dați în judecată. E problema ma tale, da? Sau ce? Asta cu legea. Are meu invalid, gravidor. Are 303 lei pensie. Dar eu am 500. Eu am protestat. Pensie? Da. Dar și tot de invaliditate, de dizabilitate sau... De vârstă? De vârstă, când am ieșit la pensie, m-am dus cu documentele, o ars tot, nu nimic, așa. Am făcut o minimală. S-a considerat că n-aveți stagiu de muncă. N-avem stagiu de lucru. Vă gândiți la cine au fost. Am zis vreo 60 de lei, nu? Ieșe cam 20 de bucate.